și fete, astăzi ne uităm la cele mai creepy lucruri prinse pe camerele de supraveghere de la casă. Da, frați și surori, ați auzit foarte bine. Numele meu este Marusiancu și bine ați venit la un nou episod foarte creepy la mine pe canal. Astăzi, fraților, ne uităm din nou la 6 noi filmări cu lucruri foarte creepy prinse pe camera de supraveghere de la casă, fraților. Este un episod care 100% o să bage frica în voi, fraților, așa că dacă plănuiți ca după ce vă uitați la videoclipul acesta să vă culcați, eu zic să vă uitați la el când vă treziți, pentru că este chiar foarte, foarte horror. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like și să vă abonați acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul. Și haideți, băieți și fete, să nu mai pierdem timpul. Am găsit videoclipul ăsta, este de acum 10 luni, de la Chilling Scares. Știți că la el ne uităm la toate videourile de genul, care se numește 6 Most Disturbing Things Caught on Home Security Camera Footage. Și sunt niște filmări super, super horror, doar ce am văzut așa puțin din videoclip. Hai să vedem, să nu mai pierdem timpul. Deci prima filmare se numește Man Breaks Into House. Ok, deci... Băi, fraților! Ok, deci asta este doar intro-ul, nu este filmarea propriu-zisă. Dar bănesc că o să aflăm filmarea asta. Băi, voi vedeți? Ea doarme aici și l-a intrat în casă. Bro, what? Man, cât de horror! Mamă, boys, asta chiar e horror, Jesus! Ok! 2022. În aprilie 2022! În San Bernardino! Bă, dar ia să scrii postat ăsta! În iunie 2022! Mamă, ok, ok, hai să vedem! No, California. A couple would capture this footage on a home security camera placed in their bedroom. The video shows a man who just a few moments before had broken into the house. He walks around the couple's bedroom as they're sleeping just next to him. Bro, deși că ăsta a intrat peste cuplu, fraților, în casă. Deci ei au un cuplu din San Bernardino, California. Ei dormeau și asta au prins pe camera de supraveghere de la dormitor. Gen, efectiv, a intrat unul peste ei în casă și vedeți că ei dormeau, fraților, acolo jos în stânga și dormeau. Ok, deci după cum puteți vedea, și-a acoperea fața. Mamă, și se uita pe aici să fure ceva. Mamă, știi că la un moment dat, uitați-vă, fraților, efectiv se holbează la ei cât timp aia dorm. Bro, Jesus. Man, ce se întâmplă? Ce că acolo dorm? Uitați-vă, el se holbează la ei, bro, s-a oprit din furat ca să se holbeze, să se holbeze la oamenii care dorm. Man, în ce lume trăim? Hopa, și după a fost văzut pe altă cameră de supraveghere. Mamă, dă ăștia o cameră de supraveghere așa, gen puse, uitați-vă, nu? Sus, undeva, într-o parte. Puse strategic peste tot, man. Asta e în sufragerie. Și în deci, fraților, în dormitor dormea cuplu și în sufragerie dormea copilul lor și bona lui. Mamă, man, deci asta, mamă, deci ok, ăsta hoț bun. Hoț bun, fraților, a intrat într-o casă unde dormeau 4 oameni, inclusiv un copil, care știți că, na, depinde de copil. Unii nu se trezesc deloc când aud chestii, dar unii când aud ceva, bă, încep să plângă sau ceva de genul. Oh my god, man, ce hoț. The front door and lets himself out. Uitați-vă la el, ăsta el. Now caught on the doorbell camera, he's seen coming back. Da, uitați-vă că vine înapoi. Vine înapoi, fraților. By this point the night nurse had woken up and noticed him at the door. He would then simply tell her to lock the door because it wasn't safe to keep it open. Taking his advice, she does, completely unaware that he had broken into the house only a few minutes prior. Bă, fraților. Deci, bă, mie nu vine să cred. Deci, ăsta, după ce a ieșit din casa lor, a zis că voia să vină înapoi, însă cineva s-a trezit din casă. Da, cineva s-a trezit din casă și i-a zis ăsta, gen, când voia să intre înapoi în casă și a dat seama că cineva s-a trezit și n-a mai intrat și a spus acelei persoane să închizi ușa pentru că nu este safe să o ții deschisă noaptea. Bro, cât de horror, ce psihopat! Man. Okay, thanks. Ok, mulțumesc. The man had originally gotten into the house through a slightly opened window.
Ci că el a intrat în casă printr-o fereastră, o fiică a fost prins și a mărturisit. A, fraților, deci fiți atenți și că, mamă, băi, ce nenorocit, deci că copilul cuplului era bolnav, gen, avea ceva boală și avea nevoie de echipament medical și au deschis geamul deschis, gen, au ținut geamul deschis ca să fie echipamentul rece, pentru că așa trebuia să fie, nu știu de ce. Mamă, ce nenorocit, bro. Uite și l-au văzut aici, bro. Na, deci efectiv și-a acoperit fața, dar n-a purtat mănuși și l-a prins poliția. Deși că și-a fost arestat pentru că a mai făcut chestia asta la mai multe case. Era un host de profesie. Jesus, man, ce om. Mai departe, man hears music from camera. Vedeți că scrie acolo jos, dacă nu știți de unde citesc. Deci un om aude muzică din cameră. Mă, bă, și cineva în camera lui care băga muzică. Ok, deci după cum puteți vedea, băiatul ăsta stătea, se juca pe televizor sau ceva de genul. Era camera de supraveghere în sufragerie. And what I assume is his wife claims she isn't playing it. What is that? I lost nothing. What was that noise? I heard like singing. Bro, era cu nevasta lui, frațios, și la un moment dat a început piesa Someone is watching me. Cineva se uită la mine, așa se numește piesa. Bro, și-a auzit-o din altă cameră și nevastă s-a zice că nu i-a pus-o, gen, nu i-a dat play. Ce, că ai schimbat radio sau ceva? Nu. N-ai auzit aia? Nu, n-am auzit nimica, baby. Auzi? Ai auzit ceva? Nu. Bă, cum n-ai mai aude, fraților? Cum n-aude? Numai el aude. Și că știu că te joci cu mine. Nu mă joc. Somebody's watching me. Și că telefonul meu este în poșeta mea. Și că jur pe Dumnezeu că nu am fost eu. Și că efectiv piesa zice I always feel like somebody's watching me. Adică întotdeauna simt ca și cum cineva se uită la mine. Și că asta e foarte ciudat. Și că poate vine de la televizor. Da, și este fix piesa cu Somebody's Watching Me. Mamă, dar cine a dat play, fraților, la piesă? Uite, iară se aude. Iară se aude. Uite, acolo cred că e copilul în aia. Mamă, cum s-a uitat ăsta în cameră! Ci că crede că vine de la cameră. It turns out the song was coming from his camera. Ci că... Bro! Bă! Fraților, ăsta nu se referea la cameră, gen altă cameră. De la camera de filmat, de la camera de supraveghere se auzea muzica. Bro, what? Se ție o cameră de supraveghere și se începe să cânte Somebody is watching me, băi. Cineva, fraților, ce că i-a hackuit camera și a pus melodia. Bro, what? Mamă, ce ciudat. Vă dați seama, nu cred că s-a întâmplat nimic grav, dar horror. Most camera feeds are broadcasted online through applications that allow anyone to access the camera with proper credentials. And some applications make it shockingly easy to bypass this. Even when they Ci că sunt foarte multe aplicații, frate, unde poți să uiți la camere de supraveghere ale oamenilor. Other methods such as phishing and various social engineering attacks can be used to grant someone access. Uitați-vă, fraților. This video isn't the only example of this. Asta nu este singurul exemplu. Da, am văzut și eu, fraților, site-uri de astea în care sunt mii de camere de supraveghere pe care le poți accesa pentru că sunt hackuite foarte ușor.
Uite, bă, și ăsta aude aceeași muzică. Băi, un hacker care le hackuiește la ăștia camerele și pune piesa aia. Bă, ce nenorocit. Vine din cameră. Bă, ce ciudat, bro, ce ciudat e ăla. This whole concept is often known as IP camera trolling. Se numește IP camera trolling. Multiple YouTube and Twitter accounts have posted these types of videos online. Și că sunt foarte multe, fraților, pagini de Instagram sau canale de YouTube care fac asta, gen, și pun videoclipuri cu oameni de ăștia care se sperie. One of them will play songs trying to get a reaction from the camera owner. Uite. Unii vorbesc în cameră, mamă. For example, they'll comment on what is happening, they'll insert themselves into a conversation, or they'll attempt to spook the camera owner by using a ghostly voice, all in an attempt to garner a reaction. Mamă, și zic că își modifică vocea, frate, să sune ca un fantom, mamă. Unknown to the people in the videos, these reactions are then posted online for others to view. Uitați-vă, asta iar probabil face rău, auzi ceva și nu știi ce se întâmplă. It's pretty much known as its own genre of video at this point. Bă, până la urmă, face este o farsă care nu-ți face nimic, dar vă dați seama că unii oameni pot să se sperie grav. There are even tutorial videos out there explaining how to do it. Sunt efectiv videoclipuri tutoriale pe YouTube, să nu căutați asta, care îți explică cum să o faci. But obviously, done with the wrong intent, and this is much more dangerous. Just că și vă dați seama că puteți să aveți probleme cu legea, probabil. Individuals can use access to these cameras to collect images and recordings for blackmail or extortion purposes. Da, efectiv, fraților, poți să fii șantajat. Dar, bro, cine își ține o cameră de supraveghere la el în casă? Nu, n-are niciun sens. There's no way everyone gaining access to these cameras is simply looking for some funny reaction. Ci că nu doar oamenii ăștia care vor să facă o fară să folosesc genul ăsta de chestii. Există și unii care vor să te șantajeze sau ceva. Nowadays, while not all of them, a lot of these accounts and videos have been removed. But stuff like this still happens. Videos similar to these will still occasionally show up around the internet. Regular home security cameras. Ok, după avem Baby Monitor Hacked. Ok, asta este o cameră de supraveghere de la Baby Monitor, adică de la monitorul unei camere de supraveghere de la bebeluși. Cameras susceptible to hacking. Really anything connected to an IP network can be accessed. So, this can include things like an integrated webcam in a laptop or even a baby monitor. Ci că, na, aici se vorbește de un gen, poate să fie hackuit camera de la un laptop, camera de la un webcam, camera de la baby monitor. A couple in Cincinnati, Ohio would experience this first. Camera de la un webcam, v-ați prins, un webcam integrat, cum e ăsta al meu. In the middle of the night, a baby monitor they had for their 10-month-old daughter was hacked into. Ia uitați-vă, fraților, a fost hackuit, ce e ciudatul care hackuiește camere de supraveghere de bebeluși. To the sound of a man's voice coming from her daughter's room. She would then open her phone to view the baby monitor's. Hopa, mamă, ia să-ți puțin față, că cred că e ceva mult mai horror. Deci fiți atenți. Maica s-a trezit noaptea pentru că a auzit o voce de bărbat din camera în care dormea copilul. A deschis telefonul și s-a uitat pe camera de supraveghere și ce a văzut? She noticed the camera was moving, but she wasn't moving it from her phone. It was doing it by itself. Sound asleep about midnight. All of a sudden I heard sound like a man's voice, but you know, I was so asleep I wasn't sure. About the time I saw it moving, I also heard a voice again. Mamă, deja auzit o voce și se mișca camera. Cred că făcea hackerul, nu? Screaming at my daughter. Am început să țip. The two would rush into the room, and that's when the camera turned from the couple's daughter to the couple themselves. Frantically, they unplugged the camera, cutting the feed. It's hard to believe the whole situation was simply an attempt to get some sort of reaction from the couple, especially considering it was a baby monitor camera that was being hacked. Mamă, frate, și că după au intrat cuplul, mama și tatăl au intrat în cameră și la instant, gen, au intrat și au tăiat firul de la cameră. Și na, ar fi bine să fi fost să facă doar o farsă, dar nu se știe. Ce ciudat, bro. Mamă, ce ciudați. Ce ciudați există aici, fraților. This happened in February of 2017. În februarie 2017. A
mother in Billings, Montana would wake up in the middle of the night to a notification on her phone. O mamă din Billy, Montana, habar n-am ce locații din America, s-a trezit noaptea pentru că a avut o notificare pe telefonul ei, probabil de la baby monitor. Iară, gen, ceva cu bebelușul. Iară, și așa. Ci că și de fiecare dată când era foarte multă mișcare detectată la monitor, se trimitea o notificare pe telefon. On this night, upon being alerted, she would open the app, expecting to see her daughter awake and walking around her crib. Chica, și când, da, i s-a mai întâmplat chestia asta, fraților, să, na, să o trezească notificarea și s-a uitat pe telefon și se aștepta să o vadă pe fiica sa, care s-a trezit la 3 dimineața și umblă de nebună prin casă, însă a văzut altceva. No? Instead, she would see this. A văzut asta. Bro! Bă, uitați-vă! Bro, a văzut un ciudat. When she got in the room, she didn't see anyone, but she wasn't exactly looking. Rather, as quickly as she could, she grabbed her daughter from her crib and ran straight out the house's front door. Ok, deși că când a văzut chestia asta, s-a dus rapid în cameră, a luat-o pe fetiță și o pleca din casă, gen au ieșit pe ușa din față, însă când a intrat în cameră n-a văzut pe nimeni. A sunat la poliție. Și n-au găsit pe nimeni, bro! Bă, cum a intrat ăla și a ieșit? Efectiv, fraților, asta este singura dovadă pe care o are maică-sa. People have since tried to enhance the photo to get a better look at the man so that he could be identified, but to no avail. Efectiv, fraților, nu se poate edita fotografia ca să... Au încercat să facă enhance, adică să facă o calitate mai bună la fotografie ca să poată să fie, na, detectată asta, dar nu s-a întâmplat până acum. Poliția încă nu știe cine e psihopatul ăsta. Signs of forced entry. A very odd detail is it was found that nothing but the remote to a dog shock collar was stolen from the house. Nothing further would occur after the break-in. Și ceva foarte ciudat este că cică ăsta a intrat și a furat doar ceva cu ceva chestii pentru câine, doar atât. Mamă, ce psihopat. Nu se știe cine este și nu se știe cum a intrat în casă. Nu se știe absolut nimic despre băiatul ăsta, fraților. This home security camera in Overland Park, Kansas captured the home robbery of 21-year-old Katie O'Connor. Though this didn't occur while she was out. Instead, Katie was home and being held hostage while the robbery was taking place. Bro! Fraților, vedeți acolo pe canapea? Ăla o ține de gură pe aia, fraților, pentru că aia este Katie, nu știu cum, și a fost jefuită, man. Și uitați-vă ce au venit trei, doi băieți și o fată, și au jefuit-o pe asta, evident, ea era acasă și au ținut-o statică. Uitați-vă. Uitați-vă, deci ăla e băiatul care o ține și încă o fată și un băiat o jefuiesc. Efectiv, nu putea să facă nimic decât să se uite. Uitați-vă, mamă, bro, eu credeam că... Bă, uitați-vă, frate, eu credeam că e așa ceva normal. Oh my god, o jefuiesc. Bă, dar ăștia nu văd camera, sunt idioți. Efectiv, eu prins camera perfect. Întrebarea este cum am uitat ăștia. Bă, dar voi vedeți ce chill. Efectiv, ea e în casă, face nu zi nimica. Nu zi nimica că te luăm la bătaie. Cheyenne Watts, ea asta, deci a fost prinsă. Aaa, fraților, ăștia au intrat în casă prin fata asta, pentru că fata asta s-a dat să fie prietena lui Katie. Și probabil, na, i-a deschis ușa și au venit toți ăia. Mamă, ce prieten. Așa, prieten, ce prieten, nu mă aduci bani. And would even schedule playdates for their children. A, deci că aveau și copii, fraților. A, deci, mamă, eu credeam că sunt adolescenți. Nu, sunt oameni, nu toată firea. Cică, efectiv, fraților, aveau și întâlniri cu copii. Și vă dați seama, când a venit asta la ea acasă, a fost lăsată înăuntru, fără nicio întrebare.
This time she had brought two other men with her who all had the intent to hold her hostage. Însă a mai adus pe lângă ea încă doi copii, încă doi bărbați care să o jefuiască și să țină o statică. As the three of them robbed her. Eventually, the man holding Katie in the headlock would notice a cord and assume it was for a camera somewhere in the home. Opa, și zic că băiatul ăla care ținea pe Katie a văzut o cameră. Calmează-te, nu, n-o să-ți fac rău. Calmează-te, soră mea, doar de jefuim. Doar îți furăm tot ce-i în casă. Chill. Unde este camera? Hopa, ăsta a întrebat unde-i camera. Unde-i camera? Nu zi nimica. E pe ăla. A, ok, fraților, și a zis și că unde sunt filmările, unde se duc filmările de pe cameră. Și i-a luat ăștia, i-a luat rapid camera. A zis că este wireless, dar se pare că a mai avut filmările. Finally, the three locate the camera and point it away from them, but they fail to unplug it, which wouldn't really matter anyway because the whole thing was already being uploaded to the cloud in real time. However, because they didn't unplug it, you can hear them begin to turn on each other as they realize there's nothing they can now do to get rid of the footage, as again, all of it is already stored on an offsite hard drive. You did this. No. No, don't flip this on. Brățe, ratați, frate, deci fiți atenți. Ăștia au dărâmat camera, dar n-au dărâmat, cum îi zice, n-au scos-o din priză. Și și-o dat seama că camera încheie audio și au început să zică, tu ai jefuit-o, gen, hata să se sifoneze unii pe alții. Bă, ce proști, ce mai proști, hoți. Uite, au început să zică, tu ai făcut asta. N-am făcut asta, Shain. Eu nu jefuiesc cu oameni. Eu nu fac asta, really? Și că o să faci asta ca și cum eu am făcut-o. Bă, dar toți trei au făcut-o, nu? Ia, cine a ridicat camera, fraților? Finally, they unplugged the camera. But of course, it's already too late. E prea târziu că a fost totul pus pe cloud. Still, the three proceed with the robbery. And in the end, they leave with a set of tools, a safe, and cash Katie had saved up for school and rent. Mama, deci că i-au furat banii, seiful, foarte multe unelte din casă, dar degeaba că au fost prinși, nu? Însă Katie n-a pățit nimica. One of the men would be found and arrested by police. However, the other man, the one that held Katie in a headlock, has yet to be found. Hopa, frate, deci că ăla care o ținea pe Katie n-a fost găsit încă. Numai Cheyenne și celălalt au fost găsiți. Bă, mamă, ăla, fraților, a scăpat. Și ultima, fraților, asta este Home Intruder. Uite, unul care iar intră în casă. Asta e, cred că e filmarea de la început. 8 mai 2020 la ora 2:30 dimineața. Uitați-vă. 15-year-old Anaya Robinson sleeping on the couch in the living room with the TV on. Ok, este un copil de 15 ani acolo pe canapea care doarme. După apare ciudatul ăsta. When he sees Anaya on the couch, he doesn't react. Instead, he stays inside and just stands there. Bă, uitați-vă, gen, efectiv, când a observat că cineva pe canapea, n-a reacționat nicicum, doar s-a holbat. Bro, what? Jesus! Man! Ce se întâmplă? Bro! For several minutes until Anaya woke up. When she opened her eyes, she saw the man right above her. Seeing him, she screamed for her mother. At that point, the intruder fled the home. Bă, deci că ăsta s-a holbat la ea minute întregi, fraților. Și că ea la un moment dat s-a trezit, l-a văzut, a început să țipe pentru maică sa și ăsta a plecat. Ia, vedem? Nu vedem pe filmare. Strangely, the man stole nothing. The family thoroughly searched, but discovered nothing was missing. Fraților, efectiv, n-a furat nimica, doar s-a holbat la ea cum doarme. Să intri la cineva în casă, te orbeze la cum doarme. Ce voia să facă ăsta? Voia să o dă să holbeze la ea? This footage is the only piece of evidence relating to the incident.
singura dovadă. Additionally, they didn't find out who he was. Și în momentul de față nu este găsit, fraților, n-a fost găsit nici astăzi. Bro. Și aici s-a terminat. Mamă, băie și fete, deci a fost un episod foarte, foarte creepy. Ce să zic, chiar niște filmări foarte horror. Dacă v-a plăcut și mai vreți să facem episoade de genul, scrieți la comentarii. Eu am fost Marius Iancu, v-am pa pe toți, pa, pa.